Într-un comunicat emis de biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș se precizează că din 327 de milioane de lei acordați de guvernul PNL pentru inundațiile din ultima lună, Maramureșul a fost șters de pe hartă cu o alocare de 0 lei, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, s-a arătat stupefiat de această nedreptate care se face încă o dată județului nostru, după ce în plină pandemie același guvern PNL a transmis doar 50 de măști FFP2 Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, unde activează aproximativ 2000 de angajați. Mă uit cu stupoare la anexa hotărârii de guvern și dacă mă raportez numai la Ardeal, văd alocări doar pentru anumite județe. Arad 9 milioane de lei, Bihor 13 milioane de lei, Brașov 3,5 milioane de lei, Hunedoara 34 milioane de lei, Sibiu 5 milioane de lei, Timiș 2 milioane de lei. Am cerut alături de prefectul județului Nicolae Silviu Ungur, în urma rapoartelor operative din fiecare localitate, suma de peste 20 de milioane de lei pentru Maramureș și nu am primit nimic. Asta demonstrează forța PNL Maramureș, fapt pentru care cer public alocarea de urgență în prima ședință de guvern a banilor necesare facerii infrastructurii locale afectate de inundațiile din ultima lună și demisia secretarilor de stat Ionel Bogdan și Călin Bota, pentru a nu mai cheltui inutil în București din banii publici sume exorbitante atâta timp cât nu sunt capabili să facă nimic pentru Maramureș, a arătat șeful administrației județene Gabriel Zetea. În urma acestor afirmații venite din partea Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș și secretar de stat în cancelarea primului ministru Ludovic Orban, a reacționat vehement venind cu contraargumente. Județul Maramureș va primi în această săptămână peste 23 de milioane de lei pentru acoperirea pagubelor provocate de primul val de inundații. Este una dintre cele mai mari sume alocate unui județ. Dacă se preocupa mai mult de problemele oamenilor și mai puțin de campania electorală, Gabriel Zetea ar fi aflat că documentele pentru județul Maramureș împreună cu documentele pentru alte 9 județe se află în lucru la Ministerul Dezvoltării și ajutoarele urmează să fie adoptate săptămâna aceasta în ședința de guvern. Îi asigur pe toți mureșenii că nu s-a pus vreodată problema, ca guvernul PNL să închidă ochii la problemele reale ale oamenilor, iar eu voi fi mereu partenerul maramureșenilor care știu ce înseamnă munca și respectul. Consider că suferința și necazurile oamenilor nu trebuie speculate electoral și că trebuie să facem un efort colectiv pentru a-i ajuta pe toți cei care au nevoie de o mână de ajutor în urma inundațiilor care au lovit județul nostru, scrie într-un comunicat de presă Ionel Bogdan. Gabriel Zetea a lansat un apel către colegii din administrația locală ca, în cazul în care guvernul nu va aloca bani pentru Maramureș în această săptămână, să fie organizat un protest în fața Palatului Victoria din București, deoarece Maramureșul nu este bătaie de joc a Bucureștiului.